Dimineața la ora 7:40, echipajele de pompieri au fost chemate să intervină la un bloc de garsoniere din cartierul Micro 40, unde la etajul 1 al blocului M1, pe fondul unei acumulări de gaze de la un aparat de gătit, s-a produs o deflagrație care nu a fost urmată de incendiu. Un zgomot puternic, o bubuitură în primul rând și o zgâlțitură, așa, și eu într-o cameră mai depărtată n-am auzit perfect. A venit fiica și m-a anunțat. Am ieșit acolo, era ușa dată deja jos, pe la intrare. Așa dumneavoastră? Nu. Atunci, da, gasoneră. Și ați intrat? Am intrat bine înăuntru, când era pe hol. Era confuză. Era... Am luat-o la mine în apartament. Era un pic ca să mai mult părul, din cap atât. A fost ars, am luat-o la mine, i-am dat o cană de apă rău și până a venit pompieri. Ce v-a spus? Era conștientă, am întrebat, nu știa, nu trebuie să spună nimic, era șocat, nu putea să vorbească. Nimica, eu viu de la biserică, m-a anunțat vecinii, e o vecină de la turn. Și ce v-au spus, că ce s-a întâmplat? S-a întâmplat unde explozii, aici, la o garsonieră. V-ați speriat? Dar nu mai pot, să viu de la biserică, stăteam jos acolo, ascultam slujba și când vine o doamnă, mă trage de mână, haideți acasă, pardon, scuzați. Haideți acasă că a explodat. O femeie singură. În vârstă? În vârstă, 80 de ani am primit acum. Wow. Am intrat în 80. O acumulare de gaze la aragazul din locuință. Nu sunt pagube mari. Nu sunt. E ușa de la intrare și câteva elemente de mobilier. Nu sunt, din prima vedere, nu sunt pagube structurale. Deflagrația a rănit ușor proprietara în vârstă de 71 de ani și a deteriorat o parte din mobilier și ușa de la intrare. Victima a fost transportată de un echipaj al ambulanței SAJ la unitatea de primiri urgențe pentru investigații amănunțite. Bătrâna avea arsuri de gradul 1 și 2 la nivelul feței, la nivelul urechilor, la nivelul cefei și la nivelul mâinilor, estimativ circa 10%. I s-au acordat primele îngrijiri, s-a pus o perfuzie antialgice și a fost transportată la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei pentru investigații de specialitate și tratament în secția de specialitate.